Hei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Seara, așa, frumos, ca să zic așa. Mi se pare firesc să începem discuția cu o temă interesantă, și anume intenția. Mai ales intenția masculină, pentru că am observat foarte multă reprezentare confuză în rândul doamnelor vis-a-vis de cum și ce semnale dau bărbații. Bă, în primul rând, din punctul meu de vedere, un bărbat nu dă ceați. Un bărbat asumat, că tot vorbim despre chestia asta cu asumarea, trebuie să aibă un sine bine dezvoltat. Iar acest sine are 8 C în el, 8 de C, de litera C. Asta înseamnă așa, claritate, calm, aici e încredere, e confidence de fapt, este creativ, este conectat, stă bine la compasiune, este curios și curajos. Ăștia șase. De ce? Ce înseamnă acest șase? Cum se manifestă acești șase sau opt? Opt ce? Acești opt ce se manifestă în felul următor. Încă de la prima întâlnire, bărbatul ăla își cam declară niște intenții. Și îți cam spune despre el. Adică asta însemna că nu te lasă în ceață. Nu te lasă cu ochii în soare să descoperi tu, să spui întrebări, să... Nu, omul îți spune de la început, bă, uite care e treaba. Eu sunt, așa și pe dincolo, ăsta e statutul meu, mă ocup cu chestiile astea, am timp, n-am timp, îmi doresc sau nu o relație, pentru că poate să fie un om care momentan nu-și dorește o relație și atunci ți-o zice ca să nu îți faci așteptări aiurea. Pentru că noi oamenii avem așa un prost obicei de a ne face așteptări foarte repede înainte să aflăm niște informații. Și poate că o să fie bine să facem un episod despre cum putem obține niște informații despre unul. Și atunci el de principiu o să-ți spună, băi, nu prea mă interesează neapărat relațiile acum, sunt ok așa deschis să facem, să ieșim, să ne împrietenim, să... Da, n-am, nu e pe ordinea mea de zi, măcar știi. Așa cum spuneam într-un episod acum vreo 2 luni de zile, măcar ești pus în fața faptului împlinit. Ai cărțile pe masă și poți să iei o alegere, da? Să faci o alegere. Sau poate să spună, băi, da, îmi doresc o relație, însă nu mă grăbesc, vreau să stau să o construiesc cu atenție, vreau să dau timp și să nu sărim peste etape, peste pași, ceea ce iar este în regulă. Sunt deschis să discutăm, să vedem dacă ne potrivim, nu ne potrivim. Știi, uite, eu am avut o viață în care s-a întâmplat X, Y, Z, sunt ok cu asta, am lucrat cu mine sau n-am lucrat cu mine, că nu toată lumea lucrează cu sinele. Sunt interesat de X, Y, Z, hai să vedem ce poți să-mi spui tu despre tine și așa mai departe. Asta este o intenție, este o declarație, este o chestie... clară. În momentul în care tu ești la o cafea și bărbatul ăla îți spune, nu vorbim acum despre asta, că ce... sau nu zice absolut nimic despre el, sau nu ai nicio informație, nu ai absolut nimic și el zice, lasă dragă că începem noi și vedem unde duce chestia asta, nu săriți la fenta asta, la acest go with the flow, pentru că acest go with the flow de fapt înseamnă că știi, eu sunt niște căutări, habar n-am dacă ești tu, și s-ar putea să mă sucesc oricând. Deci este foarte important să vezi care este intenția. Bă, ce vrea ăsta? Ăsta e primul obiectiv al unei prime întâlniri. Bă, care-i scopul vizitei? Pentru ce ne aflăm aici? Că o cafea are toată lumea acasă. Nu e nevoie să ne întâlnim să o bem dacă nu avem vreo intenție. Dar hai să vedem care e intenția aia. Ce anume vrem noi? Și să știți că în general și vrăjala se vede. Deci vă zic, bărbatul asumat este ăla care îți spune foarte clar lucrurilor pe nume și dacă se întâmplă să ieșiți de 4, 5, 6 ori să faceți eventual și sex și el să nu se simtă că va rezona cu tine, o să-ți spună inclusiv chestia asta. Bă, îmi pare rău, știi, nu este despre tine, este despre mine, mie mi se pare că nu ne potrivim neapărat, nu neapărat din punct de vedere sexual, atenție, pentru că e posibil ca sexul să funcționeze ok, dar el să simtă că sunt alte lucruri care nu vor funcționa, deci nu stați să luați ca barometru doar sexul, însă el îți va spune, mie mi se pare că mai bine ne oprim acum, pentru că
lucrurile nu cred că vor evolua într-o direcție în care îmi doresc. Și este foarte bine că se întâmplă chestia asta. Mai bine să se întâmple mai devreme, când nu s-a creat un mare atașament, când bagajul de așteptări nu este mare cât China, lucrurile pot fi mai ușor manageriate, iar bărbatul ăla va avea grijă să spună lucrurile astea într-un mod delicat, într-un mod elegant, că asta cu delicatul și bărbații nu știu ce să zic, dar măcar elegant să fie, manierat, să stea de vorbă, să-ți explice niște chestii și cumva să nu te facă să te simți prost, chiar dacă tu o să o faci. Da, e despre tine, nu mai e despre el. Așa că grijă mare despre ce înseamnă bărbatul ăsta adevărat, că tot văd pe net că urlă, țipă toată lumea despre bărbatul adevărat și asumat. Bă, totul pleacă de la intenție. Bă, ce vrea ăsta, mă? De aici pleacă totul. Și de aici încolo vom începe să deschidem puțin lucrurile astea, pentru că da, există și mincinoși, da, există și vrăjitori, da, există și duplicitari. Dar vom învăța să îi și cunoaștem. Pentru că nimeni nu spune că dacă acum ai ieșit la o cafea cu el, în 3 secunde după ce ai achitat nota de plată sau a achitat nota de plată, sper că încă se mai întâmplă asta, trebuie să fiți împreunați unul cu altul. Știți cum e cu român, proverbul la românesc cu graba strică treaba? Așa și aici.